Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Vin astăzi către voi cu citirea de tarot pentru luna iulie, pentru toate cele 12 semne zodiacale. După cum v-am mai spus, în luna, începând cu luna iulie, va avea loc schimbarea axei nodurilor lunare și anume vom trece de la axa Scorpion-Taur, vom trece la axa balanță berbec. Asta va însemna că din punct de vedere karmic vom avea de rezolvat toate acele aspecte negative caracteristice zodiei balanță, în special rana de nedreptate care se va tot ivi până când o vom rezolva, o vom înțelege și o vom transforma și astfel vom fi atrași spre destinul nostru, adică în nodul nord, unde se află calitățile semnului zodiacal al berbecului și anume entuziasm, curaj și noi începuturi sau curajul de a ne lansa noi începuturi cu foarte mult entuziasm. Haideți să începem citirea de astăzi, bineînțeles, cu primul semn zodiacal, semnul zodiacal al berbecului. Să vedem ce îi așteaptă pe berbeci în luna iulie, care sunt oportunitățile care se întind deasupra lor, pe care ei le pot accesa sau nu, utilizându-și liberul arbitru, în mod evident. Dacă această citire nu se potrivește cu nimic din viața voastră, vă rog frumos să renunțați la ea și să nu încercați să o potriviți cu deasila, astfel încât să vă generați în conștiința proprie acele aspecte pe care eu le voi revela această citire și puteți merge către un alt cititor de tarot cu care voi rezonați mai bine. Haideți să vedem care sunt energiile lunii iulie pentru berbeci. Trei cărți. Am extras cele trei cărți. Să vedem ce se anunță pentru berbeci. Prima carte este trei de monede. 3 de monede înseamnă energia uh, conlucrării sau aducerii împreună a unor calități unice. Uh, prin participarea a mai mulți indivizi spre a clădi un lucru măreț. Asta înseamnă, în limbaj omenesc, că fiecare dintre participanții la această lucrare măreață are câte o calitate specifică. În această imagine unul aduce planurile, unul propune cum să se schițeze clădirea, altul este maestrul constructor și vine și ne dă indicații despre cum să construim, altul este arhitectul de interior care ne spune cum trebuie să arate templul pe interior și așa mai departe. Practic, aveți niște colaborări cu niște oameni din jurul vostru care vă arată aspecte sau unghiuri noi? ale unei preocupări de ale voastre. Dacă vreți să deschideți o afacere, spre exemplu, unul vă oferă perspectiva lui asupra atragerii de finanțe. Altul vă spune cum să faceți afacerea să meargă astfel încât să generați profituri maxime. Altul vă spune care ar fi aria de afaceri în care ar trebui să te lansezi în perioada următoare. Și așa mai departe. Colectând cu abilitate, informații de la toți acești specialiști, fiecare specialist în domeniul său, veți reuși să clădiți acest mausoleu pe care de unul singur nu ați reușit să-l construiți. Practic, fiți atenți în jurul vostru la oamenii pe care îi atrageți în următoarea perioadă. Este o vorbă care ține foarte mult de sfera ezoterică, prin care se zice că trebuie să fii atent la cinci oameni din jurul tău. Dacă toți acei cinci oameni sunt niște loseri, niște ratați, atunci această energie a lor va crea mediul în care tu te vei desfășura. Astfel, ți se va lua și ție un pic din uh, această atitudine a lor asupra vieții. Dacă, în schimb, te înconjori cu cinci oameni care sunt uh, foarte hotărâți și determinați să realizeze lucruri, să clădească, să construiască, să creeze, atunci și tu vei avea acest potențial, îl vei căpăta în mod indirect prin participarea în acest grup în care te afli. Așa că foarte mare atenție la oamenii cu care vă înconjurați ce aveți de învățat bun de la fiecare dintre aceștia. Și cum aceste lucruri bune pe care le veți învăța, vă va ajuta să vă clădiți viitorul pe care vi l-ați imaginat pentru voi înși vă pentru a fi în forma voastră deplină de existență sau în forma voastră perfectată. Da. Următoarea carte este cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe înseamnă o investiție emoțională, este o asumare deplină a vulnerabilităților proprii, a sentimentelor proprii și uh, uh, incapacitatea de a le ascunde. Adică practic ce e în gușă și în căpușă? Vă manifestați și vă arătați emoțiile ca îndoarea, vulnerabilitatea în fața celorlalți. Puneți toate cărțile pe masă fără să vă fie frică că veți fi judecați, că veți fi dați la o parte, că veți avea, nu știu, vreo uh, rezistență din partea celorlalți. Sunteți foarte foarte îndrăzneți, foarte curajoși, foarte determinați și vă prezentați așa cum sunteți, ceea ce este stadiul perfect pentru a manifesta orice în această viață. Spuneam eu că dacă vreți să faceți manifestări nu este uh, util să stați în fața oglinzii și să spuneți sunt frumoasă, sunt deșteaptă, sunt nu știu cum atâta timp cât în interiorul vostru vă simțiți grasă, vă simțiți urâtă, vă simțiți neiubită și așa mai departe. Primul pas pentru orice manifestare reală în viața aceasta tridimensională materială este să acceptați Cine sunteți pe deplin, cu bune și cu curele, cu slăbiciunile voastre și cu punctele voastre forte, cu vulnerabilitățile voastre și cu curajul vostru, da, să vă puneți, să vă expuneți așa cum sunteți pe de întregul. Iar Cavalerul de Cupe, în general înseamnă um, aspecte legate de iubire, dar în această citire, în mod clar, văd faptul că porniți de la o stare în care conștientizați puternic cine sunteți, care vă sunt punctele slabe și cum. Recunoscând aceste puncte slabe, vă veți îndrepta spre acei oameni care au puncte puternice în acele zone în care voi nu stăpâniți foarte bine ceva anume. Așa că recunoscându-vă cum sunteți pe de întregul, veți putea atrage persoane care să participe și să ajute acolo unde nu, voi nu aveți claritate da? sau clar viziune. Următoarea carte este Nouă de săbii. 9 de săbii săbi care reprezintă o carte foarte întunecată. Reprezintă nopțile nedormite, agitația mentală, gândurile, autoanalizele, autoreflecțiile, în care vă înfierați pe voi înși vă, vă vinuiți pentru toate lucrurile care se prezintă în starea materială. Practic, această citire mi se pare că merge așa ca într-un sens invers, da? de la foarte bine, o colaborare care clădește, de la a fi vulnerabil, la a fi foarte drastic și aspru cu tine însuți. La a te judeca foarte mult pentru toate neajunsurile tale, pentru tot ceea ce nu-ți convine în viața ta. Dar, dacă este să privim această citire în ansamblu, este, iată, după cum se prezintă elementele acestea: avem săbii, care înseamnă agitație mentală, apoi avem cupe, deschidere emoțională, și apoi avem materializare sau aducere în concret, construire, materializare, manifestarea tuturor dorințelor voastre. Chiar și cele mai mari, pentru că în acestea atrageți oameni care să vă ajute să construiți lucruri pe care voi înși vă, de unii singuri sau de sine stătători nu ați putea să, îi, să le construiți. Da? Așa că avem elementul săbii, agitația mentală. Ea este ultra necesară. Înainte de orice proces de schimbare și cum are loc această schimbare a axei nodurilor lunare, preconizez eu că mai întâi berbecii vor trece prin zona capului care îi și guvernează. Se vor frământa foarte mult mental și intelectual, vor spune de ce Dumnezeule mare, realitatea mea nu se schimbă, de ce nu reușesc să mi aduc o schimbare în viața mea, de ce lucrurile se repetă în același mod. Dar această agitație mentală este ultra necesară fără ca să conștientizați că sunteți nemulțumiți de zona în care vă aflați de lucrurile cu care vă confruntați nu veți putea îmbrățișa schimbarea după ce are loc această agitație mentală care este soțită de cifra 9, ultimul push se spune asta, ultima împingere ultima rebeliune împotriva vieții, veți avea capacitatea să spargeți cu capul și să demolați această sferă a agitației mentale, ajungând la starea emoțională din interiorul vostru unde vă conștientiza, da, pentru că mă simt așa, pentru că mă simt neputincios, pentru că mă simt jalnic, pentru că simt că nu am curaj să înaintez într-o anumită direcție, pentru că simt că acest curaj îmi lipsește din cauza că nu am cunoștințele necesare pentru a-mi realiza visele cele mai mărețe, da? Iar apoi, după ce conștientizați și starea emoțională, tranzitați practic corpul mental, corpul emoțional, ajungeți să deveniți acești maestri, constructori, master builder care vine din francmasonerie, acești arhitecți ai vieții voastre proprii prin care veți reuși să conlucrați prin colaborare cu cei din jur. Iar atunci când am prezentat în materialul meu despre schimbarea axei nodurilor lunare, spuneam că uh, acele defecte ale zodiei balanță, printre defectele zodiei balanță pe care trebuie să le transcendem cu toții în perioada următoare, este acea incapacitate de a colabora. În momentul în care videcăm capacitatea aceasta de a colabora, incapacitatea de a colabora, pardon, cu cei din jur, vom avea Vom găsi în noi curajul, determinarea de a atrage oameni, de a admite unde suntem vulnerabili și a aduce un specialist care să ne arate calea, să ne deschidă unghiul de percepție în acea direcție. Și astfel, această citire o voi lua de la coadă la cap. Prin spargerea barierelor mentale, accederea la zona emoțională, care sunt emoțiile noastre, coborând practic în infern și ne înălțăm pentru a putea materializa lucrurile pe care nu credeam vreodată că le vom putea înfăptui. Așa că această citire luați-o ca pe un lucru interior, iar lucrurile care se întâmplă în interiorul nostru, conform legii uh, hermetice ale Universului, uh, vor clădi realitatea voastră tridimensională. Este o citire foarte frumoasă, iată că am întors involuntar în cărțile și ordinea este aceasta, da? ne vulnerabilizăm, ne conștientizăm toate vulnerabilitățile și colaborăm cu alții care sunt mai buni acolo unde noi nu ne descurcăm cu absolut nimic sau ne descurcăm parțial. Mult succes, dragi berbeci, este o citire foarte frumoasă. Eu personal simt că are loc acest proces în viața mea, în care am atras niște oameni care îmi deschid percepția, îmi deschid orizonturile spre uh, lucruri pe care eu nici cu gândul nu le gândisem. Mult succes! Trecem mai departe la semnul zodiacal al taurului. Cei așteaptă pe tauri în luna iulie? Care sunt oportunitățile? care sunt evenimentele favorabile pentru a atinge pragul de evoluție la forma perfectată pe care vă imaginați pentru voi și vă fac această citire mereu cu gândul arată-mi te rog cărțile sau simbolurile de pe cărți spre mai binele superior al semnului zodiacal pe care îl citesc așa că haideți să vedem ce îi așteaptă pe tauri în luna iulie și ce alegere ar putea să facă făcând uz de liberul lor arbitru. 1 2 3. Taurii sunt cu dragostea. Cred că și luna trecută va ieși ceva cu dragostea, dar să vedem. Prima carte care a ieșit este această arcană majoră și anume uh, The Lovers, iubiții. Dar instant când am extras această carte, mi-a venit în minte acea calitate a, a acestei cărți, care inițial se numea The Choice sau Alegerea. Este vorba despre o alegere importantă pe care o veți face din deplinătatea sufletului vostru, dacă vreți, din starea aceea de observator. Ce înseamnă această stare de observator este... Practic cântarea sufletului vostru da? Ce vrea sufletul vostru să realizeze vă veți confrunta cu o alegere importantă, dar o alegere făcută din zona unui echilibru și a unei armonii interioare de pline. Da? Acești doi participanți la această uniune sunt par să fie Adam și Eva, dar eu spun mereu că ar putea să fie Lilith și Adam, adică cei doi parteneri care sunt egali. Da? Nu este Eva cea săvârșită din coasta lui Adam, care este parte din bărbatul ei, care este ca un fel de satelit care migrează în jurul lui, ci este egal a lui din punct de vedere spiritual. Așa că aceste două figuri pe care le vedeți aici reprezintă energiile masculină și feminină din interiorul omului, care se află într-un echilibru de plin. Faptul că această carte inițial se numea Alegerea este, face referire la acele relații sacre despre care am mai vorbit eu într-un material, relații karmice, relații sacre. Și anume că um, în momentul în care tu ți-ai armonizat energiile în interior, vei atrage în viața ta un partener care este și el echilibrat și armonizat. Astfel, nu mai puteți spune despre celălalt că este jumătatea voastră, ci voi înși vă sunteți un întreg și veți atrage în viața voastră un alt întreg. Asta dacă este vorba despre relații amoroase în viața voastră, evident, dar v-am spus, această carte în momentul în care am extras-o, m-a dus cu gândul la faptul că aveți de făcut o alegere foarte importantă pe care o veți face cu toată asumarea uh, din interiorul vostru. Este o alegere foarte importantă, având în vedere că este o arcană majoră. Uh, o alegere care vă va schimba viața, probabil la 180 de grade. Um, asta nu înseamnă că dacă acum este bună, iar putea deveni rea, ci va putea deschide percepția spre noi orizonturi, spre noi lucruri pe care voi nici nu le puteați concepe. Și în vine să asociez acest lucru cu materialul meu despre axa nodurilor lunare, prin care spuneam că ne vom deschide spre calitățile uh, semnului zodiacal al berbecului care se află în nodul nord al destinului nostru și anume să avem entuziasm, curaj și să ne lansăm cu foarte mare deschidere spre noi începuturi. Practic faceți o alegere care vă deschide orizontul spre o nouă perspectivă asupra vieții, spre un nou domeniu, spre un nou culoar pe care puteți înainta uh, cu tezători. Următoarea carte este 7 de băte. 7 de băte înseamnă un fel de pericol imaginar din punctul meu de vedere. Pericol imaginar de ce? Pentru că acest individ pare că se luptă cu niște inamici care nu există, vede doar niște bâte în față, s-a cam repezit, s-a cam pripit ieșind cu o ciubotă de un fel și cu un bocanc de un alt fel în picior. Asta înseamnă că a fost luat prin surprindere. Sunt evenimente care vă pot lua prin surprindere, care sunt neașteptate în viața voastră și pe care la început le întâmpinați cu foarte multă rezistență. Vedeți că acest individ se opune acelor bâte. La un moment dat, în schimb, veți conștientiza că aceste bâte nu există nu reprezintă decât propria voastră rezistență pe care o proiectați la exterior. Aveți rezistență în a face, probabil această alegere importantă în viața voastră. De fiecare dată când omul se lansează într-o într căutare luminii interioare într-o ă, trezire spirituală va întâmpina rezistența acestei lumii materiale care îi va scoate înainte tot felul de obstacole prin care îl va testa pe acesta dacă vrea într-adevăr să ajungă în locul în care și-a propus să ajungă. Așa că acest pericol imaginar apare în viața voastră, dar trebuie să-l luați la adevărata lui valoare și să nu-l con con considerați un fel de o preliște sau un fel de obstacol de nedepășit, ci să conștientizați că este propria voastră rezistență. În momentul în care conștientizați că este propria voastră rezistență, toate aceste obstacole se vor dizolva. Toate aceste lucruri țin foarte mult de, de sfera pasiunii voastre, a impulsivității voastre, pentru că ține de sfera butelor. Așa că trebuie să vă calmați, să vă domoliți un pic aceste porniri pe care le aveți pe pilot automat, adică reactivitate, dură vis-a-vis -vis de orice lucru care nu vă convine. Și să vă retrageți puțin înapoi și să spuneți, dar de ce reacționezi așa? De ce îmi vine să reacționez așa? Ce din mine mă face să împing cu atâta vehemență către celălalt care se află la exterior? Ce din celălalt care, pe care l-aș caracteriza într-un fel anume se regăsește și în mine? Pentru că eu nu pot vedea la celălalt decât ceea ce este în mine. După aceeași vorbă prin care spuneam eu că hoțul este singurul care este capabil să recunoască un alt hoț, da? Așa că, făcându-vă această autoanaliză, veți putea să clarificați toate aceste obstacole sau rezistențe în procesul vostru de manifestare sau în procesul de a face această alegere care este una foarte, foarte specială și foarte apropiată de sufletul vostru. Toate arcanele majore țin de evoluția noastră spirituală, da? Următoarea carte este 9 de cupe. 9 de cupe reprezintă această satisfacție pe care o avem în ochii lumii, dacă vreți. Adică, din punct de vedere al normelor sociale, putem fi considerați fericiți dacă avem o casă, o mașină, o familie și așa mai departe. Dar asta nu înseamnă că aceste lucruri reprezintă și împlinirea noastră sufletească. Noi ne etalăm cu mândrie toate posesiunile, toate lucrurile pe care le-am realizat la exterior celorlalți, ne așezăm așa cu fală în fața lor, dar acele lucruri trebuie să fie corelate și cu starea noastră emoțională. Toate aceste posesiuni, pe unii îi mulțumesc și îi mențină în statutul în care se află deja, iar pe alții această împlinire îi face să realizeze că, de fapt, își doresc altceva de la viață. Și tind să cred că această schimbare spre care vă îndreptați este legată de un nou capitol pe care vreți să-l deschideți dintr-o perspectivă. Emoțională, sentimentală, romantică, dacă vreți, sau dintr-o perspectivă spirituală. Ați realizat tot ce se putea realiza din punct de vedere al acumulării de cunoștințe într-un anumit domeniu. Ați realizat tot ce se putea realiza în acest job pe care îl aveți acum și în care activați. Ați realizat tot ce se putea realiza în această sferă a familiei voastre. Dar acum aveți așa un imbol interior de a face o nouă alegere. Asta nu înseamnă că trebuie să renunțați la toate aceste lucruri pe care le-ați acumulat, ele sunt acolo și vor fi prezervate în, în timp, în eternitate, dar aveți o căutare și o nevoie de a vă lansa într-o nouă direcție, de a deschide percepția, de a vă deschide... Perspectiva asupra unei noi realități. Este ca omul care a citit, spre exemplu, toată viața lui doar cărți de matematică, să spunem, da? Și acum cunoașteți tot ce se poate cunoaște despre matematică, mă rog, tot ce v-ați dorit, voi să cunoașteți, că nimeni nu poate cunoaște absolut totul deodată, dar, brusc, aveți o preocupare. Sau o afinitate pentru cărțile de fizică. Și acum vă îndreptați spre cărțile de fizică. La început veți întâmpina rezistență, veți spune, Doamne Dumnezeule, ce de formule grele, ce ciudat față de matematica pe care o cunoșteam. Pentru că de fiecare dată când părăsim zona cunoscutului și ne lansăm în necunoscut, tindem să avem o rezistență. Nu vreau să mă apuc acum de cursuri de not, nu vreau să mă apuc acum la nu știu câți ani să învăț să merg pe uh, motocicletă. Și întâmpinați o rezistență, dar dacă mergeți odată de două ori, de trei ori, veți dizolva această rezistență și veți putea să vă declarați că sunteți cel mai bun motociclist, cel mai bun înnotător sau cel mai bun cititor de cărți de fizică sau înțelegeți de acum termeni și concepte foarte mari din domeniul fizicii. Așa că vă lansați pe un nou teritoriu pe care vreți să-l explorați, făcând o alegere foarte importantă. Aceasta fiind o arcană majoră, va guverna uh, asupra voastră pe o perioadă mult mai lungă decât. Uh, citirea pe care mi-am propus-o pentru luna iulie, da? așa că țineți cont de aceste aspecte. Aveți lucruri care vă împlinesc, care par că au ajuns la un final. Uh, toate lucrurile pe care vi le-ați dorit și, pe, și așteptările pe care le-ați avut de la aceste lucruri sunt uh, satisfăcute. Vă dizolvați rezistența ca să faceți o alegere foarte importantă. Mi se pare că și pentru Berbec și pentru Taur citirea este mai bine făcută de la coadă la cap decât invers. Dar lucrurile sunt nicicum în acest univers multidimensional în care sus și jos sunt una și aceeași, nimic sau tot sunt unul și același. Mult succes dragi tauri, sper că a făcut sens ce, -a, ce am citit în această uh, etalare și uh, scrieți-mi în comentarii, vă rog frumos, dacă uh, simțiți aceste energii în viața voastră. Mergem mai departe la semnul zodiacal al gemenilor. Cei așteaptă pe gemeni în luna iulie, care sunt uh, cele mai bune uh, uh, oportunități pe care aceștia ar putea să le folosească spre mai binele lor superior cum ar putea să-i ajute toate aceste aspecte în evoluția lor. Ce anume trebuie să vadă, ce anume trebuie să audă pentru a înțelege care sunt pașii de urmat și către ce anume ar trebui să-și uh, atribuie sau să-și aloce uh, concentrarea maximă. 1, 2, 3. Pentru gemeni, prima carte este 5 de monede. 5 de monede pe care foarte mulți o interpretează ca energia lipsurilor, a pierderilor, a suferinței, a te simți părăsit, abandonat, lăsat afară în frig, da? pentru că acești indivizi, după ce că sunt incapacitați din punct de vedere fizic, înaintează a nevoie prin frigul zăpezii văzând că înăuntrul acestui mausoleu, acestui templu, acestei biserici, se află lumină călduroasă, galbenă, unde, de unde ei au fost excluși, excomunicați, dacă vreți. Da? Este o senzație puternică de abandon, de uh, Singurătate de însingurare, dacă vreți, în care vă simțiți uh, Dați la o parte neînțeles și uh, poate simțiți că aveți anumite lipsuri Aceste lipsuri nu se referă doar la lipsuri din punct de vedere material, ci lipsurile noastre pot fi toate acele lucruri pe care le considerăm slăbiciunile noastre, da? Pentru că slăbiciune, iată, le lipsește o mână, un picior, le lipsesc toate acele lucruri de care ei ar putea să se, să se folosească pentru a manifesta abundență în realitatea lor. Dar această carte, totodată, reprezintă găsirea acelor relații autentice în viața noastră. Pentru că cifra 5, spuneam eu, are capacitatea de a schimba practic elementul cărții pe care o reprezintă, da? Pentru că monedele reprezintă aspecte care țin de siguranța noastră materială, de statutul nostru în lume, de securitate și așa mai departe, de protecție, stabilitate, dar această carte schimbă elementul într un element de Cupe mai degrabă, în care vom conștientiza cine ne este alături în această perioadă de singurătate. Pe cine atragem noi în viața noastră în momentul în care ne simțim abandonați? Și iată, aceștia, chiar dacă ei sunt părăsiți de toată lumea, se au unul pe celălalt. Așa că, în această perioadă, fie că simțiți această stare de abandon, fie că nu o simțiți, concentrați-vă pe relațiile pe care le aveți cu cei din jur. Concentrați-vă și observați ce va aduce benefic fiecare personaj care se află în acest moment în viața voastră. Valorificați toate acele lucruri și fiți recunoscători pentru ele, pentru că practica recunoștinței, spuneam eu, transmite subconștientului vostru că sunteți sănătoși, abundenți și că nu sunteți singuri, da? Bineînțeles, nimeni nu poate trăi sentimente de recunoștință decât dacă totul este armonizat în viața lui. Dar având o recunoștință pentru temirce calitate infimă pe care o au membrii familiei tale, prietenii tăi, colegii tăi de la birou, atunci vei transmite subconștientului această um, rugăciune secretă prin care toate aceste lucruri bune ți se vor adăuga în viața ta. Ți se, va da, ți se vor da tot felul de lucruri care să atragă o recunoștință și mai mare, și mai mare din partea ta, că ăsta este modul în care acționează Universul asupra noastră. Următoarea carte este Împăratul. Împăratul care este o arcană majoră, evident, și care înseamnă că guvernează citirea pe o perioadă mult mai lungă decât luna iulie și asta înseamnă să te așezi în centrul puterii tale. Tin să cred că această citire este de această dată una foarte spirituală pentru gemeni. Dacă în general mă concentrez pe elemente care sunt de, din viața de zi cu zi pe care fiecare dintre voi ar putea să le utilizeze în mod pragmatic, în mod practic în viața sa, de această dată simt că este de fapt o regăsire o redescoperire lăuntrică printr-o puternică însingurare pe care o aveți. Practic faceți o retragere de la lumea externă, vă luați ochii de deasupra lumii, de deasupra tuturor lucrurilor pe care ceilalți și le-ar dori de la viață, ceilalți și-ar dori ca voi să le faceți și așa mai departe, vă însingurați, vă retrageți un picuț, începeți să analizați de fapt ce caută aceste personaje în viața mea, ce aș putea să învăț eu de la ele, ce anume mi-aduc ele benefic, ce anume mi-aduc ele toxic, că puteți să cântăriți aceste probleme pe ambele lor polarități, atât pe varianta pozitivă cât și pe varianta negativă. Făcând această analiză, veți conștientiza că toate acele caracteristici ale oamenilor care vă înconjoară sunt calități sau defecte ale voastre. Asta înseamnă că veți realiza o întoarcere către sinele vostru autentic. Cea mai autentică formă din cartea de tarot este acest împărat, care oferă structură, determinare, știe să-și ridice bariere, Împăratul este regele regilor cum îmi place mie să spun el guvernează popoare întregi trebuie să știe să-și impună să fie autoritar să se, să se impună pardon să fie autoritar determinat hotărât să știe limitele să nu facă lucruri sau să nu ia decizii pripite pentru că de asta ar depinde întregul său imperiu așa că este un maestru care ridică tot felul de ziduri dar nu neapărat de apărare împotriva propriilor sale calități ci le ridică pentru că știe unde este centrul puterii sale și anume el nu părăsește acest tron. Dacă împăratul acesta ar umbla, nu știu, dincolo de zidurile cetății, pe străzi, pe ulițe de iure, probabil că ar fi găsit și spintecat de alții. Pentru că asta ar însemna să-și părăsească centrul puterii. El rămânând în această um, zonă a puterii sale de decizie, a puterii sale de a-și dicta propriul său destin, are maximum de putere. Așa că această întoarcere, această însingurare reprezintă întoarcerea sau calea către tine însuți, acolo unde vei descoperi care este lăcașul de unde tu dobândești putere maximă în viața ta. Iar următoarea carte este o încă o arcană majoră care e reprezentată de Luna. În această citire, Luna îmi transmite că toată această lucrătură Nu vine să plâng. Toată această lucrătură va avea loc în interiorul vostru, pe ascuns, Nimeni din cei din jurul vostru, nimeni din cei aflați în afara voastră nu va ști prin ce treceți în sufletul vostru. La exterior, probabil, veți mima în continuare viața de rutină pe care o desfășurați, veți spune aceleași lucruri, veți face aceleași lucruri, veți mânca, veți râde, veți ieși și așa mai departe. Dar faptul că aceste lucruri se desfășoară în prezența lunii arată că se prezintă toate aceste lucrături într-o zonă în care sunteți singuri cu voi înșivă. Poate că la primele ore ale dimineții, dacă sunteți matinali sau în momentul în care seara ajungeți acasă și rămâneți singuri cu propriile voastre gânduri veți conștientiza toate aceste lucruri pe care le-am enunțat în primele două cărți. Veți avea acest sentiment în care vă veți retrage și veți conștientiza că voi sunteți cei care vă dictați propria voastră realitate. Că de voi depinde care sunt relațiile pe care le faceți cu ceilalți. Că de voi depinde ceea ce proiectați în această lume. Că de fapt centrul de putere a fost întotdeauna la voi și vă așezați în centrul puterii voastre. Iar toată această lucrătură va avea loc în orele sacre. Pentru că între 3 și 5 dimineața se spune că Dumnezeu ne comunică cu cea mai mare lejeritate. Și ca să înlătur acest limbaj mistic, este din punct de vedere psihologic, practic, este această stare teta a creierului nostru în care ne trezim la o nouă realitate și în care suntem încă fresh, da, nu s-au imprimat toate zgomotele și vacarburile din parcursul zilei sau toate grijile noastre pe care le purtăm de, de ieri și până astăzi, ci suntem foarte, foarte curați și în acel moment când mintea noastră este foarte liniștită, suntem capabili să primim informații, să primim descărcări de tot felul care să ne ajute pe mai departe în viața noastră din aspectele noastre de umbră, din inconștientul nostru, pentru că luna guvernează inconștientul. Este o lucrătură spirituală foarte profundă, unii dintre voi o vor înțelege 100% la valoarea pe care am exprimat-o, iar alții care vor dori să afle lucruri concrete la exterior, vă voi spune că lucrurile la exterior se vor desfășura cam în același mod în care s-au desfășurat până acum. Dar această lucrătură este de o importanță foarte mare. Atenție, două arcane majore. Două arcane majore care imprimă schimbarea și nu orice fel de schimbare, ci este schimbarea prin aducerea voastră în centrul puterii voastre, de acolo de unde vă puteți schimba întreaga realitate. Mult succes, dragi gemeni! E o citire emoționantă, mă abțin din plâns pentru că na, nu vreau să dau apă la șoricei în fața camerei. Mult succes! Foarte, foarte frumos! Trecem mai departe la semnul zodiacal al racilor. Ce îi așteaptă pe raci în luna iulie? Care sunt oportunitățile? Care sunt uh, toate acele aspecte benefice de care ei ar putea să uh, se folosească pentru atingerea uh, formei sau expresiei lor supreme da? de uh, existență în această lume materială tridimensională? Să vedem, să vedem, dragi raci frumoși și emoțional și călduroși și imposibil de înțeles de foarte multă lume, dar de mine sunt foarte înțeleși. <laughs> Trebuie să mă laud și eu, nu? 1, 2, 3. Pentru raci, în luna iulie, prima carte pe care am extras-o este șapte de cupe. Șapte de cupe reprezintă um, incapacitatea de a alege între mai multe opțiuni care par similare ca valoare. Par similare ca valoare pentru că, după cum vedeți, dintr-unul ies balauri, dintr-unul ies cetăți, dintr-unul ies flori, dintr-unul iese un sfânt, dintr-unul o stafie, dintr-unul iese un șarpe și așa mai departe. Așa că, la exterior, aceste, cutii, aceste cupe sunt ca acele cutii pe care trebuia, dintre care trebuia să aleagă fata moșului sau fata babei când a ajuns la Casa Sfântei, Sfintei, sfintei Vineri. Cu cât lucrurile de la exterior par mai sclipitoare și mai frumoase, în spatele lor se pot ascunde broaște și șerpi și balauri. Cu cât lucrurile pot părea mai ponosite sau mai simple, cu atât înăuntru lor se pot găsi uh, comori uh, și perle și raguri și diamante. Da? Uh, în aceeași postază se află acest individ. Este în imposibilitatea de a alege pentru că nu poate să vadă dincolo de valoarea de suprafață a uh, lucrurilor între care dorește să facă această alegere, da? Dar, de fiecare dată când văd această carte, șapte este un număr sacru, da? Uh, arată, practic, șapte este cifra asociată Divinității, spre exemplu, uh, arată, practic, că trebuie să descoperi Divinitatea din tine, că trebuie să descoperi cine ești tu cu adevărat? Ce-ți dorești tu cu adevărat de la această viață? Nu contează că atunci când mă plimb pe plajă văd o patiserie, văd porumb fiert și văd vată de zahăr uh, și zic, doamne, doamne, nu știu ce să aleg. Dar dacă eu mă opresc și spun, domnule, ce-mi doresc? Îmi doresc să mănânc ceva dulce? Sunt sătul și aș mânca doar un porumb fiert? Sau îmi doresc ceva care să-mi umple grumazul? Dacă eu mă cunosc foarte bine pe mine însumi și știu că de fapt mi-e foame și de fapt aș mânca o merdenea cu brânză, atunci toată această imposibilitate de alegere devine foarte clară. Mă duc către cel care vinde produse de patiserie pentru că am nevoie să-mi umplu stomacul cu ceva. Așa că această carte îndeamnă la autocunoaștere. În momentul în care în fața voastră se ivesc mai multe situații între care nu puteți alege în mod clar, foarte multe oportunități, foarte multe direcții care par similare, de care vă este indiferent dacă le-ați alege sau nu, sau care vă creează foarte multă agitație mentală și ziceți, Doamne, Dumnezeule, de ce trebuie să aleg între atâtea lucruri, de ce trebuie să aleg tot timpul, de ce trebuie să fac eu această alegere, de ce nu mă ajută cineva. Întoarceți-vă atenția asupra voastră și spuneți cine sunt eu în acest moment, ce-mi doresc eu în acest moment, ce prefer, care este alegerea mea. Vă închideți ochii practic de la cea, acel restaurant all inclusive și spuneți vreau să mănânc fructe sau vreau să mănânc carne sau vreau să mănânc salate. Atunci puteți să intra lejer în orice restaurant all inclusiv și să faceți alegerea aceea cu foarte mare ușurință. Așa că această carte îmbie la autocunoaștere, de deci, ce cifra 7, pentru că de fiecare dată rezultatul procesului de autocunoaștere este să ajungeți la divinitatea din voi înșivă. Așa că începeți să vă puneți această întrebare cine sunt eu în acest moment, ce îmi doresc eu în acest moment, ce prefer, ce vreau. Și a orice cale care părea um, plină de răscruci se va clarifica și va deveni un singur drum drept. Următoarea carte este Doi de băte. Doi de băte, îi spun eu că este energia exploratorului. Este cel care, iată, întoarce spatele către aceste alegeri și își pune întrebarea ce-mi doresc eu. Ce-mi doresc eu? Eu am tot. Tot ce puteam să-mi doresc este aici. Am un pământ stabil sub picioare. Pasiunile mele sunt adânc înfipte în pământ, sunt stabilizate. Luați aminte că acesta, aceasta este fixată aici, da, cu un uh, nu știu, cu o tijă. Toate lucrurile pe care mi le-am dorit până acum, le-am realizat, le-am împământat, le-am concretizat, sunt solide, sunt prezente în viața mea. Dar am o căutare în interiorul meu pentru alte lucruri. Și îmi pun întrebarea: ce doresc să fac? Acest individ este un explorator. După haine, după port, după felul în care studiază și explorează marea sau oceanul care se află întins în calea lui, ține un glob pământesc în mână și zice toate lucrurile vizibile, toate continentele care au fost descoperite sunt aici în globul din mâna mea. Dar poate că totuși există undeva niște indii și descoperă Americile între timp, da? Poate să fie Americo Vespucci sau Cristofor Columb. Așa că aveți în voi, se naște în voi această nevoie de a descoperi noi uh, domenii, noi uh, direcții, noi percepții în viața voastră. Vă concentrați foarte mult pe ce vă doriți, ce vreți și prospectați viitorul cu foarte, foarte multă atenție. Toate lucrurile de care ați fost capabili sunt acum prezente în viața voastră. Dar ce aș vrea eu totuși să atrag? Poate că este un început de energie de manifestare, poate că este un început de energie de căutare, de explorare, de redescoperire a sinelui tău. Sau vrei să descoperi ce îi place sufletului tău cu adevărat. Indiferent câte lucruri ai realizat, indiferent câte lucruri ai concretizat, poate că dorești să-ți încânti sufletul într-un alt mod. Poate că dorești să-ți activezi ceva ce era înainte considerat doar un hobby. Poate vrei să studiezi cum să uh, cânti la un instrument muzical. Poate vrei să studiezi cum să scrie o carte sau să scrii un scenariu de film și așa mai departe. Da? Elemente noi în viața voastră. Iar următoarea carte este o arcană majoră care este cea mai productivă carte din tarot. Este Împărăteasa. Împărăteasa este cea care are pântecul fecund, care este foarte relaxată, foarte calmă și foarte echilibrată în energia feminină pe care o exudă. Este energia noastră creatoare. Este cea care naște și plantează în acest pământ, în lumea materială, toate lucrurile pe care noi le-am conceput în sfera gândurilor noastre. Este concretizare, materializare și nu orice fel de materializare, este nașterea acestui gând sau unei dorințe pe care noi ne-am plasat-o, probabil fiind în faza aceasta de explorator. Explorăm foarte mult și prospectăm viitorul nostru și ne întindem așa mental toată imaginea pe care o avem despre forma noastră supremă de existență pe acest pământ, pe cum ar fi sinele meu perfect pe această lume, cum ar exista la mia în forma ei perfectă, spre exemplu, da? Și îmi imaginez că eu aș fi o încântare, că aș fi un deliciu, că aș fi în armonie, că aș fi abundentă, că aș fi frumoasă, Ca aș fi tânără, ca aș fi plină de viață și așa mai departe, și că -aș trăi, aș trăi viața cu bucurie, e bine, această împărăteasă are capacitatea de a naște în plan material toate lucrurile pe care voi le concepeți în planul pasiunilor voastre sau a mentalului vostru, dacă vreți, da? Așa că este o citire foarte frumoasă prin care um, această incapacitate de decizie. Vă determină să descoperiți mai mult cine sunteți și ce vă doriți de la această viață, sau ce își dorește sufletul vostru cu adevărat. Mi se pare că această citire este la fel pentru toate semnele zodiacale până în acest punct. Deci este incredibil, sau eu sunt setată pe acest gând, oricum ar fi, dacă voi o ascultați și rezonează cu voi, este a voastră. Apoi, vă îndreptați spre cine sunteți în interiorul vostru și spuneți ce-mi doresc eu, ce vreau eu de la această viață, ce mi-ar plăcea să descopăr, ce mi-ar plăcea să explorez nou în această existență. Și, bineînțeles, veți fi binecuvântați cu această energie a arcanei majore, care vă binecuvântează orice explorare, orice călătorie, aducând în stadiu productiv, în stadiu material, concret toate dorințele voastre. O citire foarte frumoasă, dragi raci! Uh, mi se pare că lucrurile vor începe să se schimbe de când cu axa nodurilor lunare. Uh, schimbarea pătrunde în viața tuturor, toți sunt dornici de a explora noi laturi ale existenței, se decuplează practic dintr-o sferă în care au săvârșit o anumită lucrătură sau au trecut anumite lecții și examene și acum vor trece spre o nouă etapă din existența lor în care vor dori să vindece alte lucruri sau să își propună alte destinații către care să se orienteze. Mult, mult succes, dragi dragi! Trecem mai departe la semnul zodiacal al leului. Ce așteaptă pe lei în luna iulie? Care sunt energiile, oportunitățile de care aceștia ar putea beneficia pentru a atinge forma cea mai benefică a existenței lor, sau forma lor perfectată, dacă vreți, da? Haideți să vedem, dragi lei! 1, 2, 3. Lei! Începem citirea cu 5 de monede. 5 de monede mi-a mai apărut la un alt semn, cred că la semnul zodiacal al gemenilor, cred, nu știu. Așa că această carte reprezintă cifra schimbării. Aveți o senzație de singurătate, în singurare mai degrabă, da? vă simțiți retrași de lume, vă simțiți abandonați, uitați de cei dragi. Lumea nu ține cont de acele lucruri care contează cu adevărat pentru voi, care reprezintă stabilitatea și siguranța voastră. Nu dau doi bani pe acele aspecte care vouă vă oferă confort. Spre exemplu, dacă sunteți o zodie de foc, precum leul fixată, și puneți foarte mult preț pe fidelitatea celor din jurul vostru, pe această uh, perenitate a relațiilor voastre, atunci oamenii din jurul vostru par să fie foarte schimbători, foarte, uh, nu știu, um... Instabili și vă dau sentimentul că nu respectă valorile voastre centrale. Dar toate aceste lucruri nu sunt niciodată de rău augur. Întotdeauna spun că în cărțile de tarot există atât aspecte pozitive cât și aspecte negative, depinde pe ce vă concentrați. Eu efectuez aceste citiri de fiecare dată pentru a vedea care este potențialul acestor cărți pentru a vă ridica la nivelul perfectat. Al existenței voastre și anume ce lecții aș putea extrage eu din aceste aspecte, dacă mă simt abandonată, dacă mă simt uh, neînțeles, uh, dacă simt că oamenii nu valorizează ceea ce eu placez pe rol central în viața mea, care sunt principiile și valorile mele de neclintit, pentru că sunteți un semn fix. Dacă mă concentrez pe aceste lucruri, înseamnă că eu trebuie să revin cu atenția asupra acestor valori. Unde sunt eu inflexibil în viața mea? Unde sunt eu foarte, foarte fixist? Unde sunt eu foarte concentrat și nu fac rabat la aceste valori interioare? Contează pentru mine cu adevărat relațiile pe care le aveam înainte sau le consider unele toxice? Sunt pregătit să-mi deschid noi relații în viața mea, să mă întâlnesc cu oameni care se află pe același palier ca mine, sau să tânjesc întotdeauna la afecțiunea celor care mă resping. Da, sunt semne de întrebare pe care vi le ridicați și toate aceste semne de întrebare pe care omul și le ridică și le ridică în momente de greutate, de dificultate, de suferință. Aceste aspecte, în schimb, sunt foarte benefice pentru că în fiecare suferință există sâmburii unei fericiri. În fiecare fericire a noastră există sâmburii unei viitoare tristeți. Așa că acest moment vă ajută, practic, să vă redescoperiți, să vă autocunoașteți, să vă întoarceți la sinele vostru. Ce-mi doresc eu? ce este acum în viața mea și aș dori să schimb, da? Cifra 5 care implică schimbarea. Ce aș vrea să schimb în viața mea? Ce nu merge? Ce valoare a mea poate fi schimbată? Ce valoare a mea poate fi fixată mai bine? Ce anume poate fi eliberat complet din viața mea? Relații, oameni, situații, circunstanțe, joburi și așa mai departe. Este un moment de reflexie profundă în viața voastră pentru a regăsi lumina sau pentru a reputea intra în interior, ce interior, interiorul acestei biserici reprezintă sinele vostru interior să vă întoarceți către voi, către sinele vostru autentic. Următoarea carte este tot o carte de monede care reprezintă faptul că vă aflați foarte mult pe lucrătură în sfera aceasta siguranței și stabilității voastre și pentru semnele fixe în general siguranța și stabilitatea este prioritară dar șapte de monede arată faptul că uh, vă aflați practic în această energie a reflecției. Reflectați asupra muncii pe care ați depus-o de-a lungul timpului. Reflectați asupra uh, acestei repetitivități a acțiunilor pe care le-ați tot făcut în viața voastră. Conștientizați care sunt tiparele pe, prin care voi ați trecut, tiparele pe care voi obișnuiți să le repetați uh, odată și încă dată și încă dată, rotindu-vă în acest ciclu karmic din viața voastră. Dar această reflectare are un rod fantastic. Acest individ nu vede că în timp ce se gândește deasupra lui stă să se prăvălească toată această vie roditoare, plină de talanți, plină de talente, plină de haruri. În momentul în care reflectați la toate lucrurile care sunt repetitive în viața voastră, prin notarea într-un jurnal a tuturor acelor lucruri pe care ați vrea să le pe care le-ați observat în viața voastră că se repetă, dar aduc același rezultat, Veți putea să aplicați în sfârșit acea teorie pe care Einstein spunea că definiția nebuniei este să faci același lucru și să te aștepți la rezultate diferite, și veți avea ideea strălucită ce aș putea să schimb eu în viața mea pentru ca lucrurile să nu se mai repete în același mod. Dacă aduc cel puțin o singură schimbare în viața mea, lucrurile vor căpăta o altă turnură și voi avea acces la noi rezultate, da? Noi rezultate care țin de sfera abundenței noastre, de sfera materială, de sfera familiei, de ce nu, pentru că în domeniul siguranței și stabilității noastre intră și stabilitatea uh, prin familia pe care o avem. Următoarea carte este pajul de cupe. Pajul de cupe îmi spune că sunteți pe un drum de început. Este un început în care vă explorați propriile voastre emoții. Știu că pare o energie foarte înceată și că pare că lucrurile se mișcă foarte greu, dar a mișca lucrurile pentru un semn fix este atingerea imposibilului, practic. Dacă leul reușește să deblocheze această fixitate a emoțiilor sale, atunci va putea să mute munții din loc. Pentru că cel mai greu în această lume este să încerci să muți un munte, da? Și fixitatea semnelor fixe reprezintă această duritate și această fixitate pe valorile și principiile proprii de unde nu vă clintiți neam, nici dacă vă aruncă cu explozivil în voi. Dar de această dată începeți să faceți cu pași mici, mărunți, de paj, de ucenic, să faceți și să aduceți schimbări în viața voastră. Și cum aduceți aceste schimbări? Explorându-vă. Partea voastră emoțională. Vă descoperiți emoțiile voastre, unde m-am simțit rănit, când m-am simțit rănit, ce aș putea să fac, unde aș putea să jonglez, unde aș putea să devin mai flexibil. Așa că, Leul trece printr-o schimbare care este mai degrabă lăuntrică, dar această schimbare lăuntrică a fost atrasă de schimbări care au avut loc la exterior. Fără a întâmpina rezistența mediului nostru exterior, noi nu ne întoarcem să facem lucrătura în interior și să devenim vulnerabili, să conștientizăm care sunt adevăratele cauze, care sunt adevăratele noastre răni. Da? Este un proces de semivindecare și semi-începere de cale nouă pe un traseu nou în viața voastră. Mult succes, dragi lei! Sper că vă apropiați cu pași, repezi, cu pași înceți, dar siguri, către intrarea soarelui în semnul vostru zodiacal, pentru că de la jumătatea lunii iulie veți străluci precum soarele, da? astru care vă caracterizează. Mult, mult succes, dragi lei! Trecem mai departe la semnul zodiacal al fecioarei. Ce le așteaptă pe fecioare în luna iulie? Care sunt oportunitățile? care sunt energiile de care aceștia ar putea beneficia pentru a atinge potențialul lor maxim în această uh, perioadă, da? Sau în existența voastră umană, de ce nu? Haideți, lor? Vreau să amestec bine cărțile să nu se mai repete. Sau dacă se repete, așa este, dat să fie, să vedem. 1, 2, 3. Da, se cam repetă. Se cam repetă, dar probabil că energia este valabilă pentru mai multe semne zodiacale, poate că este un impact colectiv asupra tuturor celor cărora le efectuez această citire. Prima carte este Cavalerul de Cupe. Cavalerul de Cupe înseamnă vulnerabilizare, deschiderea inimii și punerea acesteia pe tavă. Practic, spuneți ăsta sunt, asta este întreaga mea personalitate, ăsta sunt eu cu bune și cu rele mă accepti așa cum sunt sau mă lași deoparte, da? Așa că această citire începe cu în trombă cu o sinceritate sau o formă autentică maximă pe care o atingeți. Vă arătați în deschiderea sufletului vostru. Cui vă arătați? Poate celorlalți, poate voi. nici nu contează. Dacă voi vă deschideți către voi înși vă cu bunele și relele voastre, vă integrați aspectele de umbră, atunci toate aceste lucruri vor fi reflectate și în realitatea externă. Haideți să vedem ca să clarificăm mai în detaliu despre ce este vorba. Următoarea carte este 5 de monede. 5 de monede care mi-a apărut până acum la alte două semne zodiacale pe care le-am prezentat. 5 de monede reprezintă energia însingurării sau transformării prin însingurare, prin izolare, prin distanțare de ceilalți. Da? Vă luați practic distanța necesară de restul lumii, vă retrageți un pic în sinele vostru pentru a vedea, ce anume vă doriți de la această viață sau ce anume prețuiți voi cel mai mult la această viață? Poate că ați alergat după bani, după înavuțire, după stare materială bună, statut social, dar pentru voi contează foarte mult relațiile pe care le aveți cu ceilalți. Exemplu clar este exemplul meu personal, când mă angajam într-un nou loc de muncă, pe mine nu mă interesa neapărat evoluția pe scara ierarhică sau cum să pup în fund un manager ca să evoluez, ci mă preocupa faptul că reușeam să cunosc alte și alte categorii de oameni. Mă încânta să noi oameni, să le văd perspectivele asupra vieții, să văd ce fel de oameni sunt, cum gândesc, ce pasiuni au. de așteptam să se ivească o pauză de masă sau o pauză oarecare în care să bem o cafea împreună și să discut cu alți oameni pe care reușeam să îi atrag în jurul meu. Văzând un nou grup de oameni, reușeam să atrag Asupra mea toate acele caracteristici noi pe care le-am dobândit. Că de fiecare dată când ne schimbăm mediul, schimbăm și oamenii din jurul nostru, iar acești oameni reflectă alte aspecte despre noi, dacă spuneam eu că toți oamenii din jurul nostru sunt proiecțiile noastre. Așa că, întrebarea pe care vă veți pune cu această carte, retrăgându-vă puțin de lume, este ce prețuiesc eu cu adevărat la viață? Care sunt valorile mele noi? Ce mă interesează pe mine în evoluția mea? Mă interesează să mă dezvolt eu pe mine însumi, să învăț cât mai multe lucruri. Mă interesează uh, armonia relațiilor pe care o crez cu cei din jurul meu. Mă interesează, nu știu, evoluția mea din punct de vedere. Al invențiilor, al descoperirilor, al cutezanței și curajului de a fi un pionier, de a fi un deschizător de drumuri Mă preocupă mai mult pasiunile mele, mă preocupă mai mult cariera mea și așa mai departe Ce mă preocupă pe mine, ce prețuiesc eu cel mai mult? Aceasta este întrebarea care rezultă din această însingurare sau retragere în sinele vostru propriu Iar următoarea carte este 7 de săbii. Șapte de săbii îmi relevă parțial care este răspunsul la această întrebare pe care vă puneți aici, mai ales că este o carte centrală și este foarte importantă. Șapte de săbii, spuneam eu, că este energia acelui individ care conștientizează, pardon, cinci de săbii, 5 de săbi, I am spus 7 de mai multe ori. 5 de săbi reprezintă energia celui care conștientizează că s-a luptat cu doi parteneri ai săi. Sunt parteneri pentru că niciunul nu a murit și sunt doar îndepărtați. Au fost doar ușor răniți, scrijeliți și așa mai departe, dar sunt în continuare în viață. Deci nu a fost o luptă pe viață și pe moarte, a fost una așa de amicală, să spunem, da? Dar acesta i-a învins. I-a învins prin înțelepciunea lui, prin capacitatea lui de a dezbate și a câștiga orice dezbatere cu prietenii săi, dar conștientizează că a rămas singur. Ceilalți doi au plecat, el a câștigat săbile, a câștigat lupta sau bătălia pe care a dus-o, dar conștientizează că și-a pierdut prietenii. Da? Asta îi pune în perspectivă o schimbare. Iată, aveți 5 de 2 ori. 5 de 2 ori implică o puternică schimbare care se întâmplă în viața voastră. O schimbare care vă schimbă perspectiva, o schimbare care vă schimbă, o schimbare care vă aduce o schimbare de perspectivă asupra lucrurilor pe care voi odinioare le considerați importante, dar pe care nu le mai prețuiți și conștientizați acum puternic că de fapt altele erau interesele voastre. Se spune că nu contează să ai dreptate, ci contează să fii bun. Instead of being right, be kind, spunea Wayne Dyer. În loc să ai dreptate, fi bun. Pentru că acest om a avut dreptate, săbile reprezintă puterea minții, s-a combătut cu ei și a câștigat această dezbatere publică, s-a conștientizat că este cocoșul, că el îi domină pe toți, că este mai breaz decât toți, dar fiind mai breaz decât toți, se simte singur și abandonat. Ce prețuiește el în aceste momente? Prețuiește mai mult prietenia. Zice, băi, eu am dreptate, dar am rămas singur. Nu era mai bine să stau acolo la hăhăială cu el, cu ei, să discutăm despre alte lucruri, să nu mă contrez atât de mult, să nu mă dau cap în cap în, cu ideile lor pe care aceștia credeam eu că le impun asupra mea și conta mai mult să ne batem pe umeri, să ne avem unul pe celălalt, să ne prețuim așa cum suntem cu bune și cu rele. Și practic, este acesta răspunsul parțial la întrebarea pe care o pusesem la 5 de monede și anume că ce prețuiesc eu cu adevărat în această viață este posibil să fie sentimentele. Sentimentele, pentru că toate aceste cărți se transformă în cupe. Toate aceste cărți Monedele de aici se transformă în dorința de a relaționa cu ceilalți. Dacă înainte prețuiam banii, stabilitatea, siguranța unui cămin, siguranța oferită de bani și situația financiară, conștientizăm că alături ne rămân cei mai autentici prieteni, ne rămân tot aceia care au fost scrijeliți de soarte în același mod ca noi înșine. În această carte la fel, deși ne-am luptat cu idei, cu tot felul de lucruri înțelepte unul cu celălalt, conștientizăm că de fapt prețuiam mai mult prietenia acestora. Și asta înseamnă că de fapt prețuim cupele sau emoțiile și sentimentele noastre, relațiile pe care le avem cu ceilalți. Să nu ne fie frică să devenim vulnerabili, să nu ne fie frică că dacă pierdem anumite bătălii, să nu ne fie frică să pierdem anumite bătălii, pentru că dacă le vom pierde, atunci ne vom păstra cu adevărat omenia sau prietenia sau responsabilitatea și dragul de cei din jurul nostru. Da? Uneori este bine să alegem mai mult decât cu mintea și cu uh, situația financiară, să alegem cu inima noastră reprezentată de cupe în această citire. Mult succes, dragi fecioare! Este o citire foarte interesantă, este o schimbare puternică pentru că mi-a apărut 2 de 5, 5, 5, înseamnă schimbare. Uh, schimbare care va aduce pe calea smereniei, să spunem, da? Sunteți mai smeriți. Înțelegeți valoarea oamenilor din jurul vostru. Recunosc că eu m-am aflat în situații din acestea în care îmi înaintam ideile acestea spirituale, new age, futuriste în public și conștientizam că în acele spații în care mă manifestam vorbeam singură. Ajunsesem să vorbesc singură, ceilalți se plictiseau, își pierdeau interesul și așa mai departe. Până când am avut un moment de însingurare maximă în care m-am retras în mine însă, iar după acel moment de însingurare care a durat câteva zile, când am ieșit afară și am întâlnit acei oameni, i-am prețuit pentru toate acele calități pe care ei le au și eu nu le posed. M-am bucurat să stau cu oamenii la discuții despre spartul semințelor sau despre lucruri din ce în ce mai banale, pentru că ei îmi oferă, de fapt, împământarea de care am nevoie ca să nu o iau razna din când în când cu uh, lucrurile pe care eu le gândesc și le simt din punct de vedere spiritual. Mult succes, dragi fecioare! Trecem mai departe la semnul zodiacal al balanțelor. Era să le și dacă le săream trebuia să fac un material separat pentru ele. Haideți să vedem ce le așteaptă pe balanțe în luna iulie, care sunt oportunitățile, care sunt toate acele aspecte benefice pe care acestea ar putea să le ia în calcul pentru mai binele lor superior, pentru forma lor perfectată de existență, pentru a evolua din punct de vedere spiritual, pentru a-și transcede toate umbrele, pentru a se integra, a deveni ființe, făpturi complete ne au căzut niște cărți dar erau prea multe și n-a trebuit să n-am n-am vrut să le analizez acum pentru că ar fi fost o citire mai lungă decât cea pe care o fac în mod normal. 1 2 3. Iată. Deci aceste două cărți mi se repetă de foarte multe ori și credeți-mă că le amestec. Am tăiat și pachetul. În fine, este o citire care afectează, se pare, întregul colectiv al tuturor celor 12 semne zodiacale. Dragi balanțe, haideți să începem cu începutul: deschidere emoțională, vulnerabilizare, conștientizare a tuturor calităților și defectelor voastre. Faptul că axa nodurilor lunare se mută cu nodul sud în semnul vostru zodiacal reprezintă uh, acea uh, încercare a vieții. Sau să nu-i spunem încercare, să nu vă gândiți la ea ca un lucru negativ, acele lecții prin care trebuie să trecem pentru a descoperi uh, că putem să învățăm foarte mult din vulnerabilitățile noastre, să devenim uh, smeriți, să devenim uh, mai deschiși, mai cooperanți, pentru că. Vibrația joasă a zodiei balanță reprezintă non-cooperarea, justiția uh, cu tăișul minții, da? ne gândim din punct de vedere logic și rațional. Dar mutarea în sfera inimii noastre ne face să uh, uh, avem alegeri mult mai semnificative, mult mai benefice pentru evoluția noastră pe axa destinului nostru și îndreptarea noastră spre nodul nord, acolo unde vom găsi calitățile semnului zodiacal al berbecului, entuziasm, curaj și noi începuturi, îmbrățișarea de noi începuturi, dacă vreți. Așa că puternice conștientizări pe latură sentimentală, emoțională, vă analizați sufletul vostru, ce simțiți, cum vă simțiți, ce vă doriți, ce vă place, ce nu vă place conștientizați care sunt calitățile voastre, care sunt defectele voastre, unde aveți slăbiciuni, unde scârțâiți, unde vă puteți aduce îmbunătățiri și așa mai departe. Dar dintr-o perspectivă caldă a sufletului vostru și nu vă este frică să etalați aceste sentimente, aceste vulnerabilități la exterior. Asta înseamnă vulnerabilizare. Nimeni, niciun om sănătos la cap, nu ar da cu piciorul într-un om vulnerabil. Iar dacă o face, acela este un sociopat, un psihopat, un nebun care nu are empatie umană. Da? De fiecare dată capul ce se pleacă, să al taie. Așa că vă vulnerabilizați, vă arătați unde nu știți, poate că nu știți să stăpâniți anumite lucruri și întrebați cu mare deschidere și veți primi ajutorul. Dar dacă nu întrebați, nu veți ști niciodată, da? Așa că această smerenie. Cartea centrală, 7, da? Cifra lui Dumnezeu sau faetonul înseamnă o înaintare cu foarte multă viteză înainte. Această schimbare a axei nodurilor lunare se pare că vă dă o viteză cu care veți străbate lecție după lecție a acestei carme uh, în care vă regăsiți. Karma aceasta în viața voastră reprezintă toate acele aspecte pe care le faceți în mod repetitiv, fără să fiți conștienți de ele și care vă dau aceleași rezultate și nu imprimă asupra voastră niciun fel de schimbare. În momentul în care primiți această, acest sprijin divin, faetonul, acest... Uh, Înger, această ființă înzestrată cu toate darurile și harurile Universului întreg și ale acestui pământ, Um, veți putea surmonta, veți putea depăși fiecare obstacol care se află în fața voastră. O căruță care este condusă de doi sfinși poate să spargă munții în două, dar amite obstacolele minore pe care le veți întâlni în traseul vostru. Vă îndreptați spre steaua voastră, vă îndreptați spre destinul vostru cu foarte, foarte mare viteză, ne ținând cont de obstacole. Căpătați practic acele calități despre care spuneam eu că ar trebui să le avem cu toții la sfârșitul acestor 18 luni, și anume să dobândim curajul și inițiativa și entuziasmul berbecului. Când ai entuziasm, nu mai ții cont de lucrurile mărunte care îți pot sta în cale. Aceasta este o arcană majoră, guvernează întreaga citire, guvernează o perioadă mai lungă din viața voastră, posibil să fie cartea care vă reprezintă pe întreaga perioadă a, a, dura, a, pe întreaga perioadă a acestei poziții axelor nodurilor, axelor, nodurilor lunare și veți putea să vă folosiți de energia ei pentru a înainta spre celul propus, spre destinul vostru unic. Următoarea carte este 5 de monede. 5 de monede înseamnă abandon și n-am să citesc, refuz să citesc această carte așa cum am citit-o pentru celelalte semne. Eu am să spun că voi abandonați toate acele lucruri la care ați ținut. Odinioară. Toate acele lucruri pe care voi le considerați stabilitatea vieții voastre, pe care le considerați siguranța voastră. Știți că în prima parte a vieții, cu toții considerăm că stabilitatea vieții noastre este dată de un job stabil, de un, o mașină, de o casă, de vacanțe în străinătate cu un cocktail la soare și așa mai departe. Dar în a doua jumătate a vieții, lucrurile acestea nu mai reprezintă. Pentru noi ceva anume, pentru că în mare parte ori le-am realizat, ori dacă nu le-am realizat, nu mai tânjim așa de mult la ele. Conștientizăm că emoțiile noastre, sentimentele noastre, trăirea noastră cu noi înșine, în primul rând, dar amite cu cei din jurul nostru, sunt mult mai importante. Armonia și echilibrul interior al nostru, liniștea noastră mentală sunt mult mai importante decât orice alte lucruri aflate la exterior. Așa că această carte o văd ca pe. Un abandon, dar un abandon pe care îl efectuați voi pentru toate lucrurile care nu vă mai servesc, care nu, vă mai, nu mai trebuie să vă stea în cale, pentru că doriți să înaintați spre un nou destin pe care începeți să-l făuriți prin deschidere totală, vulnerabilizare, capacitate de a întreba acolo unde nu știți, capacitate de a învăța noi lucruri, capacitate de a vă pune sentimentele pe tavă de a vă vulnerabiliza, de a vă expune, de a vă deschide. Lucru de care balanța nu era foarte capabilă. Capabil, balanța aflându-se la capătul opus al acestei axe este exact opusul berbecului. Dacă berbecul se lansează cu foarte mare deschidere, balanța este închisă. Balanța trebuie să judece, să raționeze, să cântărească foarte bine ceva înainte de a lua o decizie. Da? Așa că această vulnerabilizare vă permite deschiderea cutiei toracice și expunerea inimii voastre în văzul lumii. Foarte bună citire, sper să o înțelegeți la adevărata ei valoare și să extrageți ceea ce rezonează cu voi. Practic, renunțați la lucruri de care ați ținut până în acest moment în viața voastră și vă îndreptați spre lucruri care țin mai mult de sufletul vostru. Pe scurt, da? Mult succes, dragi balanțe! Trecem mai departe la semnul zodiacal al scorpionului. Ce așteaptă pe scorpioni în următoarea perioadă? Care sunt oportunitățile, energiile, benefice de care aceștia ar putea să facă uz pentru a atinge forma lor perfectă de existență în luna iulie și nu numai, dacă apar arcane majore, probabil că vă va afecta destinul pe o perioadă mult mai lungă de atât. Dar fac această citire de fiecare dată cu intenția ce poți să-mi arăți pentru mai binele superior al uh, ascultătorului meu. Da? V-am spus că aceste cărți de tarot cuprind atât aspecte pozitive cât și aspecte negative. Dacă vă mirați că văd mereu numai aspecte pozitive, este pentru că mă concentrez pe aspectele pozitive, pentru că în momentul în care ni se întâmplă lucruri rele în această viață, asta nu înseamnă că ele sunt rele. Înseamnă că noi vedem doar răul din ele și nu vedem ce putem învăța astfel încât să devenim mai buni prin răul pe care l-am străbătut, iar voi ca scorpioni sigur înțelegeți despre ce vorbesc pentru că reprezentați semnul transformării, voi transformați mocirla în perle, voi transformați nămolul în aur și așa mai departe, da? Ce vă așteaptă pe voi, scorpioni, în luna iulie? 1, 2, 3. La revedere, dragi scorpioni! <laughs> refuz, refuz să fac această citire. Mi s-a mi ridicat părul pe mâini. Deci nu se vede, dar da. Trei arcane majore, trei arcane majore care mă fac să explodez pur și simplu, nu știu, să ies afară pe ușă și să urlu cocoțându-mă într-un copac și mâncând banane, da? Deci, prima carte, Magicianul, Manifestare, putere maximă de manifestare, pe care o accedeți. Schimbarea nodurilor lunare probabil că vă eliberează un picuț. Se schimbă nodurile lunare pentru aceia care n-au ascultat introul, pentru aceia care n-au ascultat materialul meu despre schimbarea nodurilor, axei nodurilor lunare. Se mută axa nodurilor lunare de la Scorpion Taur, se mută pe balanță Berbec. Asta înseamnă că v-ați eliberat de niște lucrături karmice și sunteți lansați pe axa destinului vostru. Începeți să vă străluciți lumina personală sau legenda personală, așa cum spune în alchimistul Paulo Coelho foarte frumos. Puternică Puternică capacitate de manifestare. Magicianul are posibilitatea de a atrage în plan material tot ceea ce voi concepeți în plan mental. Sunteți atât de purificați de soartă, de încercările prin care ați trecut în, ultimii, în ultimele 18 luni din viața voastră încât ați ajuns undeva în focarul de unde se poate manifesta orice lucru. Puteți să modificați această lume, puteți să atrageți lucruri bunuri în plan material, puteți să atrageți oameni sau să îi îndepărtați din viața voastră, sunteți maestrii destinului vostru. Pentru aceia care nu înțeleg limbajul ezoteric și se concentrează doar pe nu știu, felia de cașcaval pe care ar putea să o mănânce mâine, această citire nu este pentru voi, îmi pare rău, puteți să ieșiți din această citire chiar acum. Este vorba de o puternică transformare spirituală. Ați ajuns unde trebuia să ajungeți, să deveniți adevărați magicieni și în prezentarea mea totul despre scorpioni am spus că scorpionii în stadiul de Phoenix, în ultimul stadiu sau pe cea mai înaltă treaptă de vibrație, devin adevărați magicieni. Pe unde umblă, în orice încăpere intră, veți ști că a intrat un om puternic. Se simte în vibrația din jur lor. Așa că pentru unii scorpioni care au atins acest prag este capacitatea de a altera practic întreaga materie. Sunteți Neo din Matrix dacă vreți. Următoarea carte este Roata Norocului, tot o arcană majoră. Citirea aceasta este bombă, este o bombă pe o perioadă mult mai amplă decât vă puteți imagina voi. Roata Norocului înseamnă că acest magician are putere de a influența Destinul vostru propriu. Influențând destinul vostru propriu, vă creați o nouă realitate. Roata aceasta norocului primește binecuvântarea celor patru arhangele aflate în, în cele patru colțuri ale lumii, da? Vă răsturnați destinul, dragi scorpioni. Nu știu cum să o spun în alte cuvinte, decât că vă răsturnați destinul. El poate că mergea pe o anumită cale, pe un anumit făgaș în lumea această materială vă luase rățilopățica în spinare și vă creați șanțul pe care înaintați puș, pâși dar acum s-a relevat în voi pasărea Phoenix, care nu mai trebuie să ia lopata în cârcă, ci care vede totul de la înălțimi. Este o răsturnare a punctului de vedere asupra vieții, este o răsturnare de perspectivă, o schimbare de paradigmă, o schimbare a căilor, așa cum definesc eu căința din Biblie, da? S-a schimbat ceva drastic din punct de vedere spiritual în viața voastră. Priviți lucrurile de la un alt nivel. Pot să spun că ați transces nivelurile acelea de percepție despre care vă tot vorbesc. Cei care mă ascultă în mod frecvent vor ști despre ce vorbesc. Sunteți deasupra nivelului aceluia pe care foarte mulți oameni se concentrează și anume nivelul de supraviețuire. L-ați depășit, cred, și pe acela în care vă preocupă căutarea voastră spirituală, pentru că lucrătura se pare că a fost una de mari proporții în ultimele 18 luni și ați ajuns în stadiul superior, acolo unde eu plasez cea mai aleasă dintre categoriile de căutători și anume iluminații sau adevărații devotați în lumină. Această citire este, cred că, pentru foarte puțini oameni. Și următoarea carte este Moartea. Moartea care este simbolul transformării. Nu vă speriați pentru aceia care aveți panică când vedeți simbolul unei, unui schelet pe cal alb. Este posibilitatea transformării. Nu, nu pot să fac această citire, îmi pare rău, deși îmi vine să plâng. Este o transformare foarte, foarte puternică din punct de vedere spiritual. Sunteți un căutător, un lucrător de lumină, un devotat spiritual, cineva care a cunoscut Nivelul suprem de evoluție în spirit, dacă vreți, în acest corp, pe care îl poate atinge în acest corp. Trăiți în continuare în corp, dar aveți o viziune cu totul din altă lume, este complet diferită, este transformațională, puternic transformațională, are puterea să răstoarne polii lumii, are posibilitatea să răstoarne întreaga perspectivă și să materializeze sau să, să modeleze materia după bunul plac. Și bineînțeles, un om care a ajuns în acest nivel de curățare spirituală nu va mai alege absolut nimic rău, ci se va concentra pe ce lumi și multiversuri poate să creeze. Este o citire foarte stranie, îmi pare rău, dar este o iluminare profundă. Cred că vorbesc cu un singur scorpion ales, nu știu cu cine, dar am senzația foarte puternică. Că este cel puțin o singură persoană care va înțelege această citire în mod profund. Da, toată această perspectivă este una profund spirituală. Este perspectiva Sufletului sau Dumnezeului Lăuntric, perspectiva observatorului din voi înșivă. Această citire nu este pentru omul de carne, nu este pentru omul care trebuie să alerge și să-și plătească facturile, nu este pentru omul care se preocupă de preziceri, nu este pentru omul care se preocupă de. Uh, nu știu, uh, supraviețuire de uh, găsirea de resurse, de câștigarea de faimă, de câștigarea de averi, de câștigarea inimii unui iubit sau unei iubite. Este un om care s-a găsit și s-a găsit în centrul ființei sale, s-a găsit în Dumnezeul său lăuntric. Acest om încetează să mai fie la un moment dat om și rămâne doar un Dumnezeu. Da, nu mai am ce să spun, îmi pare rău. Este, este o iluminare profundă, dragi scorpioni și acela căruia m-am adresat și care a simțit această citire profund, mergi pe calea ta și fă lumină. Îți urez să faci lumină pe calea ta. Știi care ți este talentul, știi care ți este menirea, știi cum poți să-ți modifici realitatea, aplică-le. Mult succes! Trecem mai departe la semnul zodiacal al săgetătorului. Am nevoie de un pahar cu apă rece, m-au luat atâtea transpilațiile, m-au luat fiorii reci și raspinării, pentru că am avut o citire fabuloasă pentru scorpioni. Doamne, doamne! Haideți, dragi săgetători, să vedem ce așteaptă pe săgetători în luna iulie, care sunt energiile, care sunt... Um, um, oportunitățile de care aceștia ar putea să beneficieze în perioada următoare spre mai binele lor superior, astfel încât să-și ducă existența în mod evolutiv și nu involutiv, da? Hu, ce citire am avut la Scorpion, doamne, doamne! N-am mai văzut așa ceva. N-am mai văzut. Să vedem ce îi așteaptă pe săgetători. 1. 2, 3. Săgetători. o arcane majore la toată lumea, Dumnezeule Mare. Ia să vedem. Săgetătorii. Începem cu cartea de Lovers, iubiții. O relație, o uniune foarte puternică cu cineva care se află pe același nivel de echilibru interior pe care sunteți și voi înșibă. Este o relație sacră pe care o atrageți în viața voastră. Este un partener cu care simțiți conexiune pe mai multe niveluri. Pe nivel mental, emoțional, sexual, spiritual și așa mai departe. Această persoană poate fi partenerul vostru de cuplu, deși mă îndoiesc, pentru că partenerul sacru în general nu are de rezolvat cu noi absolut nicio karmă. Partenerul sacru de tip Twin Flames sau flăcăr Gemene vine în viața noastră ca să ne învețe iubirea neconectată. Ce înseamnă iubirea necondiționată? Că poți iubi pe cineva chiar dacă se află într-o altă relație, chiar dacă se află într-un alt capăt al lumii, chiar dacă nu vine niciodată să te îmbrățișeze, chiar dacă nu vine să ți ofere absolut nimic, da? Aceasta este iubirea necondiționată. Deci poate fi întâlnirea, practic, cu partenerul vostru care are practic aceeași vibrație a sufletului la fel cu a voastră. Acesta se poate ivi în viața voastră ca fiind o cunoștință, ca fiind cineva care pur și simplu vă oprește privirea în loc, vă pironiți și vă uitați, aveți o recunoaștere foarte puternică în momentul în care îl sau o vedeți, depinde dacă sunteți bărbați sau femei, în general este de sex opus. Dacă sunteți persoane care sunteți, nu știu, homosexuale, atunci partenerul acesta, chiar dacă este de același sex, poate purta energia opusă, da? Unul să aibă energie masculină și celălalt energia feminină, nu am adus niciodată în discuție aceste aspecte, dar în general este polarul nostru opus din punct de vedere al genului. Așa că acest individ apare în viața voastră. Când apare The Lovers, practic vă simțiți activat, vă simțiți frumos, vă simțiți iubit, vă simțiți acceptat pentru tot ceea ce sunteți în totalitatea voastră, cu calitățile și defectele voastre. Vă simțiți în cea mai bună formă a existenței voastre. Aceasta, acestea sunt aspectele care mi-au venit în minte în acest moment, pentru că The Lovers mi-a mai apărut pe parcursul citirilor la celelalte semne, dar nu l-am interpretat în același mod. Următoarea carte, deci arcană majoră prima, țineți minte. Următoarea carte, o altă arcană majoră este judecata. Judecata înseamnă renașterea voastră, înseamnă uh, crearea unui om nou. Dacă vreți, din perspectiva voastră, Va, veți observa că întreaga voastră realitate se schimbă. Acest nou pământ despre care se vorbește în sfera spirituală nu este de aici, de cole, vine o altă planetă care se aliniază cu planeta noastră, ci noul pământ este noua noastră perspectivă, felul nou în care vedem noi realitatea din jurul nostru. Sunteți renăscuți, practic. Poate că prin această putere a iubiților, prin această putere sau puternică activare pe care cineva nou venit în cercul vostru de prieteni sau cineva pe care îl cunoașteți, Trecător din viața voastră va activează practic ceacra inimii și acest lucru vă face să vedeți lucrurile într-o nouă perspectivă, vedeți realitatea din jurul vostru altfel. Cum este atunci când sunteți îndrăgostiți? Chiar dacă la colțul străzii vânzătorul acela în jură de fiecare dată când îi cereți o plăcintă și un iaurt, chiar dacă uh, nu ajungeți la timp să prindeți metroul, parcă lucrurile sunt mult mai ușor de suportat, mult mai ușor de tolerat. Tot, toate lucrurile le vedeți printr-o nuanță roz, printr-o lentilă roz, totul este frumos, plutitor și Uh, nu știu, mirific, da? Exact această stare ne-o conferă cineva care este pe aceeași vibrație cu sufletul nostru, ne dă putere, ne dă puterea de a ne accepta în noastră, de a ne accepta pe noi înșine. Atunci când ne acceptăm în totalitate, devenim un om nou, spuneam eu. În această viață nu este important să deveniți fericiți, nu este important să fiți doar pozitiv, cel mai important lucru este să fiți compleți, să vă acceptați cu umbrele voastre și cu lumina din interiorul vostru, să vă acceptați pe de întregul. Pentru că doar atunci veți fi considerați echilibrați, armonizați în sufletul vostru. E o citire foarte frumoasă. Iar acest lucru, bineînțeles, va aduce o victorie în plan material concret al bătelor, da? Așa că veți fi victorioși, veți reuși tot ce vă propuneți să faceți. Veți înainta cu mult succes veți căpăta laude din public, această strălucire din interiora voastră va fi reflectată la exterior. Vă schimbați practic realitatea. Este o energie pregnantă pe care am realizat-o la toate citirile de până acum și pe care o găsesc prezentă chiar și la voi. Această schimbare de perspectivă, această schimbare de paradigmă, această înlăturare a lentilelor vechi pe care le purtam, care erau înnămolite și prin care abia mai vedeam și înlocuirea lor cu o lentilă curată prin care vedem realitatea dintr-o nouă perspectivă. Lucrurile par a se fi schimbat în viața noastră și a se fi schimbat înspre bine. Să vedem lucrurile care ne sunt utile, care ne sunt benefice și să nu ne mai concentrăm pe petele, umbrele și tot felul de împroșcături pe care le aveam pe lentila cea veche. Da? Mult succes, dragi uh, săgetători! Este o citire foarte frumoasă, tot așa parcă este parțial spirituală, parțial materială. De ce e parțial spirituală și materială? Pentru că toată lucrătura pe care voi o veți face în plan spiritual se va reflecta în planul realității voastre. Pentru că știți, teoria mea, toate lucrurile pe care voi le purtați în interior sunt reflectate, sunt proiectate la exterior, pe chipurile celorlalți, în situațiile cu care vă confruntați, în evenimentele pe care. Le tranzitați și așa mai departe. Mult succes, dragi sărgezători! Trecem mai departe la semnul zodiacal al copri, capricor, capricornilor. Copricornilor. Haideți să vedem ce îi așteaptă pe capricorni în luna iulie, care sunt energiile de care aceștia ar putea să țină cont, care sunt... Uh, Oportunitățile ce se, le, ce se întind înaintea lor Și de ce anume ar putea să beneficieze Pentru a atinge forma supremă a sinelui lor superior Pentru a se perfecta, pentru a evolua Pentru a câștiga mai multă claritate Și pentru a înainta cu mai multă siguranță și determinare Pe axa destinului lor Odată cu schimbarea axei nodurilor lunare Din balanță, din poziția Scorpion Taur, în poziția Balanță uh, Berbec, astfel încât să fie mai curajoși, mai cutezători, să poată să schimbe ceea ce le era imposibil să schimbe pentru că sunt semn fix și să vedem. Nu, că să semn de pământ, pardon, nu sunt semn fix. Haideți să vedem. 1, 2, 3. Pentru capricorni, arcane majore la tot pasul. Deci în această citire din luna iulie, mi se pare că schimbarea este inevitabilă. Resistance is futile. Suna o vorbă din uh, Star Trek. Mă uitam la serialul Star Trek că eram mică și era un, o entitate numită Cyborg care spunea rezistența este inutilă. Futilă ar suna în română, dar pentru mulți care nu cunosc limba română, s-ar putea să, o considere, să considere acest lucru o înjurătură. Haideți să mergem cu citirea, să vedem. Prima carte este 8 de monede. 8 de monede reprezintă concentrarea voastră pe ceea ce aveți de făcut, pe lucrurile care sunt așa cum sunt în viața voastră. Nu o dați cotită, nu încercați să proiectați în viitorul vostru ce vă doriți, ce planuri aveți, să faceți acele uh, panouri de vizualizare cu casa voastră de vis, cu mașina voastră, ci vă treziți de dimineață, vă spălați pe față și spuneți, domnule, ce am și cu ce lucrez astăzi? Păi astăzi am sănătatea mâinilor, că spatele mă cam doare. Ce fac? Lucrez ceva cu mâinile? Astăzi trebuie să mă duc la serviciu, mă duc la serviciu pentru că așa trebuie să fac. Deci este, îmi respect orarul, îmi respect îndatoririle, îmi respect practic fișa postului pe care o am, cu elementele pe care le am în viața mea. Mă folosesc de monedele mele lucrând cu mare diligență și cu mare atenție asupra acestor lucruri. Dar ce se întâmplă când omul nu stă să-și facă griji, să proiecteze anxietăți în viitor, să se gândească cu regret la lucruri din trecut și când se concentrează pe treaba pe care o are de făcut? Trăiește în aici și acum. Și atunci când un om trăiește în aici acum, are putere maximă de manifestare și de atragere a abundenței în viața sa. Este un om care practic spune mă mulțumesc cu tot ce am. Atunci când se mulțumește, manifestă puterea recunoștinței. Puterea recunoștinței se duce, pac, în subconștientul lui, de unde subconștientul înțelege că tu ești într-o stare de recunoștință. Cu ce asociază subconștientul starea de recunoștință umană? Că ești sănătos, că ai bani și că ești fericit în relații. Și atunci, dacă subconștientul vede asta, spuneam eu că subconștientul nostru este ca un printer, ce matriță îi dai? Printează mai mult din acele lucruri. Dacă eu manifest recunoștință cu ce am în momentul de față, acesta îmi dă mai mult și mai mult și mai mult pentru că știe că eu sunt recunoscător de fiecare dată. Da? Așa că este o energie foarte importantă cu care începeți și pare foarte, foarte plăcută. Sunteți practic puternic ancorați în prezent, nu vă a, proiectați anxietățile în viitor, nu vă faceți griji pentru ce urmează, nu priviți cu regret în urmă, ci ziceți, domnule, asta, am, cu asta lucrez. Da? Și este o energie foarte, foarte frumoasă, lucru care va atrage aceste două arcane majore colosale în viața voastră. 7. Faetonul. Faetonul care înseamnă înaintare cu mare viteză spre destinul vostru, spre steaua voastră, dacă vreți, spre lucrurile care vă activează talentul, spre lucrurile care vă împlinesc la nivel sufletesc. Acesta este, acesta strunește, faetonul strunește cei doi sfinși, da? Doi sfinși la o căruță, fărâmă și munții pe care îi găsesc în cale. Asta înseamnă că nu vă veți crampona de absolut niciun obstacol în atingerea destinului vostru. Veți Vă lansați practic pe găsirea stelei voastre, pe găsirea menirii și traseului vostru, pe destinul vostru personal, pe legenda voastră personală, cum spune alchimistul. Totodată, în viața voastră apare și roata norocului. Roata norocului apare în viața omului atunci când el refuză să facă anumite schimbări, da? când uh, se concentrează atât de mult pe ce are de făcut și nu îl preocupă schimbările, dar pentru că manifeste această mulțumire în viața ta. Subconștientul tău își face lucrătura și se răstoarnă, se răstoarnă fabricând mai mult din sentimentul cu care tu hrănești prezentul, cu care tu hrănești aici acumul tău. Dacă tu îl hrănești cu sentimente de frustrare, îți va da mai multe situații care să-ți genereze mai multă frustrare. Dacă tu îl hrănești cu sentimente de bucurie, îți va da situații care să-ți aducă mai multă bucurie. Dar cel mai echitabil și cel mai frumos este să l hrănești cu recunoștință, pentru că recunoștința este o emoție care se află la mijloc. Nu este nici exuberanța fericirii, pentru că nu e bine nici să te hăhăi de dimineață până seara, te-ar dura maxilarul și nu este bine nici să plângi de dimineață până seara, pentru că ai fi amărât și stors de vlagă. Da? Este bine să fii recunoscător, pentru că asta înseamnă mulțumire, armonie, echilibru. Și această roată a norocului se pune în mișcare și îți aduce schimbări în viața ta, în direcția în care tu te gândești cel mai mult în prezent. Fără obstacole, cu mare siguranță, perspectiva ta asupra vieții se va schimba, percepția ta se va deschide, vei avea un grad de înțelegere mult mai mare asupra vieții. Vei fi un om schimbat, un om transformat, da? Roata norocului aduce toate aceste schimbări, aduce noroc, aduce belșug și abundență în viața omului sub binecuvântarea celor patru arhanghele frați în cele patru colțuri ale lumii, da? Faptul că aici se află, spre exemplu, un Sfinx și aici se află acest diavol arată că este vorba despre un om care și-a integrat părțile de umbră și părțile de lumină. Este un om care este complet. E un om care este mulțumit atât cu neajunsurile sale cât și cu calitățile sale. Este un om care este împăcat cu... Părțile sale întunecate și rele, dar și cu părțile sale bune, și abia atunci va reuși să pună în mișcare această roată motrice a întregului univers. Mult succes, dragi Capricorni. Trecem mai departe la semnul zodiacal al Vărsătorului. Ce așteaptă pe Vărsători în luna iunie, iulie, pardon, care sunt uh, oportunitățile, energiile benefice de care aceștia ar putea să se folosească pentru a-și atinge forma cea mai înaltă a existenței lor în acest plan material, așa cum și-o dorește probabil sinele lor superior. Toată această citire nu este dictată de vreo energie a tarotului, este sinele vostru superior care dorește să audă aceste cuvinte și va a ghidat mâna spre acest video, spre acest material în mod specific efectuat de mine. puteți să alegeți pe oricine altcineva, pentru că aceste aspecte sunt lucruri pe care voi le știți deja, dar vreți să le auziți din gura mea, da? Haideți să vedem, dragi vărsători, care sunt energiile benefice. 1, 2, 3. Wow, doi cavaleri? Da, doi cavaleri și o regină. Foarte frumoasă citire de pe acum vă spun. Deci, în prima fază aveți cavalerul de monede. Cavalerul de monede este cavalerul static, este cavalerul care nu înaintează, care nu se pripește, care nu aleargă cu capul înainte, care nu se duce înflăcărat precum cavalerul de băte să dea cu um, ciomega în cap cuiva, da? nu este cel care... Se duce și vrea să facă schimbarea imediat, precum cavalerul de săbii, care este cel mai rapid dintre cavaleri. Acesta este cel mai lent, dar este lent pentru că deciziile pe care el le ia sunt de o importanță foarte mare. El face investiții, da? investește, are grijă în ce trebuie să investească, trebuie să cântărească foarte bine lucrurile, trebuie să le treacă prin filtrul minții sale, astfel încât decizia finală pe care o va lua. Să fie una care va aduce maximum de siguranță, maximum de stabilitate. Practic, acest cavaler este trimis înaintea regelui de monede pentru a cumpăra un nou teritoriu pe care acesta își va clădi regatul. Da? Și este important să prospectezi, să analizezi planurile, să studiezi zona, să vezi care sunt um, acele aspecte de relief care sunt benefice sau nu pentru uh, locatari, etc. Este o energie a cumpătării, dacă vreți. Sunteți foarte cumpătați, analizați, cântăriți, întoarceți problema pe o parte și pe alta, vă preocupă o nouă investiție, deci este un început. Cavalerii aduc un început nou și uh, trebuie să luați o decizie în uh, deplinătatea facultăților mintale, era să spun, dar uh, cunoscând toate aspectele alegerii pe care o veți face, da? Este o schimbare, vreți să vă mutați într-un loc nou, într-o casă nouă sau vreți să vă schimbați locul de muncă sau vreți să aduceți o schimbare în viața voastră personală, dar pentru acest lucru vă opriți un pic în loc și reflectați asupra traseului. Îmi place să fac această comparație cu avioanele pe aeroport, știți că de fiecare dată când vă îmbarcați în avioane Avionul pornește de pe loc, merge ce merge, merge ce merge, și la un moment dat se oprește ca să se alinieze cu pista de pe care se va lansa. În acel moment, avionul ia o pauză. Piloții probabil fac toate verificările necesare, obțin toate autorizațiile necesare pentru a se lansa în zbor, dar avionul în sine este ca omul care se oprește înainte de luarea unei decizii importante, care se oprește și meditează asupra vieții sale. Și din acel moment, după ce și a luat decizia, înaintează cu viteză maximă până când se lansează în zbor, da? Pentru mine avionul este un simbol al dezvoltării spirituale. Reflectați foarte puternic, analizați problemele pe o parte și pe alta, analizați și prospectați pentru că vreți să faceți o schimbare în care să vă aruncați nu oricum, ci luând în calcul toate variațiunile, toate posibilitățile, da? Mergem mai departe cu citirea. Regina de cupe. Regina de cupe înseamnă că această decizie ține foarte mult de sfera emoțiilor voastre. Emoțiile voastre au fost încapsulate, prinse în, prinse în această cupă în care v-ați cam făcut o părere din punct de vedere emoțional despre acest moment în care vă aflați în viața voastră. V-ați echilibrat practic emoțiile. Vă cunoașteți din punct de vedere emoțional, știți care au fost greșelile voastre, care au fost uh, momentele în care ați avut efuziuni emoționale uh, neraționale, ilogice, pentru că vărsătorul guvernează logica, dat fiind semn de aer. Uh, v-ați analizat și v-ați studiat pe de o parte și pe cealaltă până când ați reușit să vă definiți, să vă autodefiniți. Da? Aceasta este singura cupă care este acoperită în uh, întregul, întreaga suită a cupelor. Așa că această regină, își cunoaște foarte bine emoțiile, poate să se lase ghidată de ele, să-și să urmeze instinctul de a se duce în direcția aceea în care se simte în armonie și în echilibru cu ea însăși, și nu să se ducă după lucrurile acelea care îi provoacă agitație emoțională și o agită și o enervează, și ia decizie din acel loc. Deci, decizia pe care o iau, o ia dintr-un loc de perfect echilibru cu sine însăși, de perfect armonie interioară. Următoarea carte este cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe înseamnă că odată ce își conștientizează această uh, armonie interioară, o și comunică la exterior, În nu este teamă să se deschidă, să fie vulnerabilă, să spună ce simte, așa cum simte, uh, și să le arate celor din jur care este decizia pe care ea a luat-o pe mai departe cu viața ei. Așa că. Această uh, regină este practic cartea centrală, ea reprezintă o autocunoaștere din punct de vedere al emoțiilor noastre um, Autocunoaștere de unde putem să luăm decizii foarte clare în viața noastră, dar nu oricum, ci o luați în stilul vostru vărsătoresc să spun Adică din perspectiva unui semn de aer care judecă totul, raționează totul, calculează totul, preîntâmpină și prevede toate situațiile potențiale cu care s-ar putea confrunta și nu pleacă de capul ei pe această cale nouă, și această cale nouă este urmată dintr-o perspectivă a deschiderii totale din punct de vedere emoțional. Doar un om care este echilibrat emoțional se poate deschide și vulnerabiliza în fața celorlalți. Oamenii care sunt nesiguri din punct de vedere emoțional vor încerca întotdeauna să construiască un zid, să păstreze o anumită fațadă, să ne arate întotdeauna că sunt mai umflați și mai pompoși decât sunt, când pe interior sunt de fapt temători și fricoși. Da? Așa că este un echilibru foarte puternic interior pe care îl aveți, care vă îndeamnă să mergeți pe o nouă cale. Pentru acest lucru vă prospectați, vă faceți temele, studiați, întrebați în stânga și în dreapta ca să vedeți dacă este decizia cea mai înțeleaptă și comunicați acest lucru la exterior. Mult succes, dragi vărsători! Schimbări pe toate planurile pentru cam toate zodiile, pentru că spuneam eu că în iulie se schimbă axa nodurilor lunare. Aduc în amintire acest lucru pentru fiecare semn zodiacal, pentru că unii se uită doar la un singur semn. Pentru aceia dintre voi care urmăriți de mai multe ori, mai multe semne, atunci nu trebuie să vă concentrați pe faptul că eu repet această informație pentru că nu o fac în mod clar pentru voi, da? Dacă ați auzit-o în altă parte, asta e. Axa nodurilor lunare se schimbă și aduce foarte multe schimbări în destinele oamenilor, în direcția pe care aceștia ar trebui să o urmeze, în rănile pe care aceștia ar trebui să le vindece. Mult succes, dragi vărsători. Mergem mai departe la semnul zodiacal al peștilor. Ce așteaptă pe pești în perioada următoare? Care sunt energiile, care sunt oportunitățile de care aceștia ar putea să beneficieze pentru mai binele lor superior? cărțile de tarot sunt bune și rele în același timp, deci toate prezintă aspecte pozitive și negative. Dacă eu văd ceva negativ și citesc ceva pozitiv, asta nu înseamnă că nu știu să citesc tarotul. Citirea mea este intuitivă, dar eu consider că toate lucrurile sunt precum sunt în viață. Situațiile negative vin în viața noastră să ne învețe anumite lecții și acele lecții pe care le-am învățat duc tot la evoluția noastră, așa că aduc tot aspecte benefice, dacă știți să deslușiți tainele și misterele Universului era să spun așa cum știu eu. <laughs> Haideți să vedem ce îi așteaptă pe pești în luna iulie. O, oh! oh, peștișorii mei spirituali. Păi sigur. Începem de la o zonă lumească. Începem de la șapte de băte. Șapte de băte înseamnă niște frici, niște rezistențe pe care le întâmpinăm la exterior în aparență, da? Aveți probabil situații cu care vă confruntați la exterior Prin care parcă sunteți blocați, sunteți parați, sunteți ținuți pe loc Nu sunteți lăsați să înaintați cu multă lejeritate așa cum vă doriți Fie că doriți să faceți schimbări, fie că doriți să înfăptuiți anumite lucruri Fie că vă propuneți anumite proiecte și așa mai departe Nu știu fiecare să-și personalizeze citirea dar vă simțiți tot timpul blocați, că vă împotmăliți, că vă înnămoliți peste tot. Dar acest lucru la nivel spiritual, pentru că pentru fiecare lucru pe care îl întâmpinați la exterior există o cauză interioară, de fapt este rezistența voastră proprie. După cum vedeți în această carte, acest individ pare că se luptă cu cineva extern, dar în fața lui nu are decât băte. Și el se luptă cu ele. Sunt propriile lui rezistențe. În momentul în care, spre exemplu, spuneți, aș vrea să scriu o carte, și după aceea vă ziceți tot voi în și vă, da, dar trebuie să stau să-mi aplatizez fundul la calculator, să petrec acolo în câteva ore pe zi, da, dar uite că nu știu ce autor este mult mai important, că nu voi fi niciodată precum Cărtărescu sau Cărtărescu scrie mai bine sau ar fi trebuit să fac școala de literatură în facultatea de literatură când eram în facultate, etc. Astea sunt toate gânduri intruzive, gânduri care reprezintă propria voastră rezistență. Și, bineînțeles, când le aveți pe acestea, comunicați această idee cuiva la exterior și el o să spună tu te faci bă scriitor, fai de capul meu. Și iată, rezistența pare că este la exterior și zici băi, ăla a râs de mine că vreau să fiu scriitor. Dar acea rezistență la exterior este doar o reflexie a propriilor tale gânduri intruzive pe care le-ai avut anterior. Așa că această etapă este o etapă în care veți conștientiza că toate obstacolele pe care le întâmpinați la exterior sunt de fapt reflexia rezistenței voastre proprii la o anumită schimbare pe care o veți aduce în viața voastră. Despre ce este această schimbare? Vedem în cărțile următoare. Următoarea carte, Arcană Majoră, 9, Eremitul, care înseamnă, bineînțeles, iarăși schimbare, încheierea, încheierea unui capitol. Eremitul înseamnă retrage-te puțin în sinea ta și nu mai privi lumea, ci privește-te pe tine. Nu mai lumina lumea, ci luminează-ți proprii tăi pași, luminează-ți propria ta cale. Eremitul este acest pusnic care umblă în deșert, care și-a retras soarele sau steaua pe care o urmărea în lume, o retrage asupra lui și vede că această stea îi aparține. Și se concentrează pe ce își dorește el, pe ce vrea el. Este energia introspecției, este energia analizei de sine. De ce întâmpin eu această rezistență la lucrurile care mă pasionează? Știți că în tarot, dacă faceți o citire în forma crucii celtice, există o carte numită Hopes and Fears sau Speranțe și Frici. În general, lucrurile care reprezintă aspirațiile noastre cele mai înalte sunt Totodată, cele mai mari frici ale noastre. Omul în această viață nu se confruntă cu insucces, ci se confruntă cu propria lui frică de a avea succes. Noi singuri ne ridicăm obstacole în calea devenirii noastre, noi singuri ne ridicăm obstacole în calea realizării tuturor lucrurilor pe care dorim să le realizăm, pentru că avem aceste credințe autolimitative care ne tot blochează. Primul pas! Pentru a debloca aceste credințe autolimitative este să conștientizăm că ele fac parte din noi, să conștientizăm că inamicul nu este nicicum extern, ci că este propria noastră rezistență, propria noastră nevoie de a ne lupta și de a împinge către cineva invizibil. Este lupta lui Don Quixote cu morile de vânt, dacă vreți. Așa că trebuie să treceți prin faza eremitul pentru a încheia odată pentru totdeauna această luptă cu dușmani imaginari să realizați că dușmanul a fost întotdeauna în voi înșivă. Acest individ, după cum vedeți, umblă cu haine ponosite, nu are nevoie de absolut nimic din lumescul acestei lumi, din toate lucrurile materiale care par să-i satisfacă pe unii și să le umfle egoul ci pentru voi contează propria voastră lumină interioară și să vă clădiți propria voastră cale. Acest individ ține cu el un toiag și, și ține felinarul. Își luminează doar fiecare pas. Nu are nevoie să vadă la mare distanță, ci să vadă doar unde face pasul următor. Așa că este o energie de introspecție foarte puternică în care trebuie să vă concentrați pe fiecare pas pe care îl faceți. Și parcă este o citire pe care o voi presăra numai cu citate. A journey of a thousand miles starts with one step. Este o vorbă foarte frumoasă prin care se spune că călătoria de o mie de mile începe cu un singur pas. Direcționați-vă către destinul vostru. Schimbarea axei nodurilor lunare vă îndeamnă să mergeți spre destinul vostru, să fiți mai entuziaști, mai curajoși, mai deschiși spre o cale nouă. Iar următoarea carte este Moartea. Moartea care reprezintă energia puternicilor transformări. După cum vedeți, aceasta este poziționată cu fața către aceștia doi. Da? Ne întoarcem și ucidem toate acele rezistențe interioare, toate acele credințe autolimitative pe care le aveam și care ne blocau din traseul nostru spre a ne găsi lumina noastră proprie interioară. Citirea pe luna iulie mi se pare o citire profund, profund spirituală pentru majoritatea semnelor zodiacale, inclusiv pentru voi. Voi sunteți un semn foarte, foarte spiritual, dragi pești, și urmează o perioadă de puternice transformări interioare. Vă întoarceți în interiorul vostru, vă. Dizolvați rezistențele și căpătați curajul pe care îl va conferi acest nod-nord al Berbecului pentru a înainta, precum niște pionieri, cu pași timizi, dar siguri, spre noi teritorii pe care alții nu au mai pășit înainte. Spre a fi pionieri în propria voastră existență, spre a deschide noi cărări. Nu mai urmați calea părinților voștri, nu mai urmați calea cunoscuților voștri, nu mai urmați dorințele pe care ceilalți le-au imprimat asupra voastră, ci vă creați propriul vostru destin, vă scrieți propria voastră carte. Este o citire foarte frumoasă pentru toate cele 12 semne zodiacale. Mult succes, dragi pești! Mult succes tuturor celor care m-ați ascultat! Poate că a fost starea mea interioară, dar sigur starea voastră interioară este cea care primează în momentul în care faceți alegerea de a asculta această citire și nu alta dintre multiplele care există în acest moment pe internet. Vă pup! Rămâneți în lumină, țineți cont de întuneric! La revedere și mult succes tuturor!